Oficiale Gloriei Buzău au fost anunțați ieri că programul de disputare a meciurilor din cadrul play-off-ului, ultima fază a Ligii Secunde, ar putea fi schimbat. Astăzi am aflat și noi, am fost sunați de reprezentantul Ligii a doua de Brașoveanu, că s-ar schimba. Pentru noi era un program, era bun. Jucam sâmbătă cu Suceava, ne duceam la Suceava, iar în ziua a doua zi, sau mai zi, o zi înainte de Paște, se încearcă să punem meciul vinerea, dar noi jucam acasă cu Academica, era un program bun pentru noi. Am înțeles că vor să-l schimbe, vom vedea astăzi ce decizii se va lua. Deși țintarul stabilit inițial era pe placul conducătorilor din Crâng, aceștia nu pot face nimic pentru a contesta eventualele modificări. Nu ne întreabă pe noi nimeni, noi suntem la inimă noi, nu vede și în fotbalul românesc de când s-a schimbat, nu știi nimic. Am fost și eu și am jucat la un nivel mare, în Bundesliga la nemți. Dacă s-ar face așa ceva, să azi joci cu Suceava și trebuie să pregătești meciul, că tu te joci cu Suceava și peste două săptămâni te trezești că nu mai joci cu Suceava, joci cu Balotești. Deci e ceva de numai la noi în România să poate. Gloria Buzău va întâlni sâmbătă pe arena din Crâng formația Rapid Suceava în ultima etapă a stagiunii curente. Conform programului inițial al ultimei faze din campionat, săptămâna viitoare, buzoienii ar trebui să se deplaseze la Suceava pentru confruntarea cu Rapid în prima etapă a play-off-ului.